Pentru Alexandru Arsenii, semnătarul declarației de independență, ziua de 27 august 1991 este una de o însemnătate deosebită. Este cea mai frumoasă zi din istoria Republicii Moldova, în care cetățenii și deputații din primul parlament al Republicii Moldova și-au pus mari speranțe. Alexandru Arsenii este convins că mai devreme sau mai târziu, reunirea Moldovei cu România este inevitabilă. Este o zi remarcabilă în istoria neamului nostru, în întregimii românesc și îndeoseb cetățenii Republica Moldova, pentru că este o reacție extraordinar de frumoasă lăsată în istorie. A fost o perioadă extraordinar de responsabilă, o maturitate civică și politică și juridică, și cât la cetățeni, atât și în parlamentarii Parlamentului 90, care este acum denumit Parlamentul Independenței, și legat cu mari speranțe, odată obținând această independență, așa cum fiecare națiune tinde să fie independentă, sinesătornică, speranță că vom constitui și noi o societate democratică, o societate bazată pe valori a noastră cultural, generale și îndeoseb a noastră din neamul strămoșesc și cu pași tot mai siguri de a favori o societate bazată pe respectul legii și respectul reciproc dintre oameni. Însuși faptul că tancurile Moscovei încă erau aici, armata era aici, deputații cu capul sus au votat uninominal, adică Arsenie se ridica, deputatul spune, da, eu îs pentru independență. Am votat și am semnat. Deci și tancurile circulau pe aici. Deci curajul a fost foarte mare. Numele istoric al poporului nostru, numele de român și denumirea limbii acestui popor, limba română. Pentru Alexandru Arsenii, 31 august, când este venerată limba română, reprezintă întâi de toate o zi a demnității. Deci acesta a fost primul pas, cel mai grandios, când iarăși s-a ridicat practic întreaga Republică, la Marea Adunare Națională întâi și pe urmă Parlamentul când a votat la 31 august. Am dobândit alfabetul și grafia latină, ceea ce este organic și natural pentru limbile din romanice, cum să facem și noi parte. Și iarăși acela a fost un imbol atât de puternic că ne-a trezit în noi sentimentul că avem demnitate și trebuie să mergem mai departe. Deputatul în primul parlament susține că unirea Republicii Moldova cu România va aduce doar beneficii pentru cetățeni. Sigur că va schimba radical spre bine. Spre bine. Va funcționa legea, va funcționa demnitatea, funcționează economia, este stabilitate financiară, răspundere și responsabilitate oficialilor. Mă bucur foarte mult că aici drapelul îl au în mână tinerii, studioși, care au fost pisticotari și au văzut cum se trăiește și dorește. Deci este bine acest lucru.